În urma unui control de rutină efectuat de către polițiști împreună cu jandarmi, a fost verificat un tânăr din municipiul Blaj. În urma testării acestea cu aparatul etilotest a rezultat valoarea de 5,86 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital unde au fost recoltate probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Tânărul a motivat această valoare prin faptul că ar fi folosit un spray de gură chiar înainte de a fi testat cu aparatul etilotest.